O femeie de 63 de ani din Zalău a fost lovită de o autoutilitară chiar pe trecerea de pieton pe bulevardul Mihai Viteazu. Victima a fost transportată la unitatea de primiri urgențe Zalău, prezentând mai multe leziuni. Lucrătorii biroului rutier Zalău au fost anunțați despre faptul că pe bulevardul Mihai Viteazu, în zona Iaifa, a avut loc un accident rutier. Ne-am deplasat la fața locului unde, din primele cercetări, se pare că o persoană de sex feminin în vârstă de 53 de ani a traversat partea carosabilă prin loc marcat și semnalizat corespunzător, aceasta fiind lovită de către autoutilitară marca Peugeot. În urma accidentului, victima a fost transportată la Spitalul Județean Zalău cu ambulanța pentru acordarea de îngrijiri medicale.